La fiecare 3 ore un șofer drogat este prins la volan. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii au sancționat 2500 de drogați și 7500 de șoferi care au condus băuți. Statisticile sunt dramatice, dar pe zi ce trece acest fenomen ia amploare. Și mașina a devenit o armă periculoasă, 10 de oameni au murit și aproape 100 au fost grav răniți din cauza șoferilor inconștienți. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Acesta este efectul drogurilor și al alcoolului. Un șofer care consumă aceste substanțe și pe urmă se urcă la volan devine instant un pericol pentru cei din jur, iar mașina se transformă într-o armă letală. Riscul de producerea unor dezastre pe șosele este foarte mare în momentul în care conducători auto băuți sau drogați merg pe drumurile publice. În momentul în care un individ a băut alcool sau a consumat droguri și s-a urcat la volan, pericolul de a se produce un accident cu consecințe deosebit de grave este extrem. Cifrele înregistrate de la începutul anului și până acum scot în evidență o realitate înfricoșătoare. Sunt mii de oameni care se transformă în criminali fără să conștientizeze. Polițiștii au constatat de la începutul anului și până în prezent peste 2500 de infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive, precum și 7500 de infracțiuni pentru conducerea sub influența alcoolului. Acești indivizi trăiesc o realitate paralelă. Și cei care au consumat alcool și cei care au consumat droguri. Și această realitate paralelă nu le permite realmente să controleze vehiculul. La școlile de șoferi, tinerii sunt învățați eventual să țină de volan și puțină legislație rutieră. Șoferii inconștienți au provocat în 9 luni 90 de accidente. 56 de oameni au murit și 98 au fost grav răniți. Printre ei se numără, din păcate, Sebi și Roberta, cei doi tineri care au fost omorâți la 2 mai de Vlad Pascu. Șoferul drogat care a produs tragedia este acum în arest preventiv. Părinții victimelor însă nu pot trece peste durerea provocată de inconștiența lui Pascu. Vreau să-i pom pe locul unde a murit, unde a fost omorâtă fata mea. Când va fi acest pom mare, sper să fie sănătos, să nu-și bată cineva joc de el, mă gândesc și la treaba asta. Sper ca cineva să se simtă bine culegând un măr din el. Ai ucis 2 oameni, să facă maximul din maxim pe legea circulației. Apoi reveni și cu drogurile. E o durere să-ți vezi copilul într-un sicriu. În București, acum 2 ani, 2 fete aveau să moară pe trotuar. Aici, pe 27 februarie 2021, 2 fete de 6 și 20 de ani se jucau pe trotuar. Amândouă au fost omorâte de o femeie care s-a urcat băută la volan și a pierdut controlul mașinii. Avea o alcoolemie de 1,25. În acest loc, rudele fetelor vin săptămânal să aprindă lumânări pentru cele 2 victime care au murit nevinovate. Acolo era locul lor, stăteau și se jucau și stăteau pe trotuar. S-a speriat, a accelerat și a intrat cu viteză. Era o femeie băută la volan și i-a venit cu viteză. Femeia băută care le-a ucis pe fete a fost condamnată la 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare. De la accidentul din Andronache și până în prezent, legislația a fost schimbată. Legea Anastasia prevede că șoferii băuți sau drogați care provoacă un accident mortal trebuie să fie condamnați direct la închisoare și cercetați în stare de arest. Mai nou sunt șoferi care consideră că se pot urca la volan în siguranță chiar dacă au consumat droguri cu câteva zile înainte de a conduce. Nimic mai greșit. Drogurile rezistă și sunt detectate în diferite produse biologice între 2 și 30 de zile sau chiar mai mult. Depinde și unde le căutăm. În sânge, în mare parte, persistă undeva până la 48-72 de ore, iar în urină, cea mai mare parte a substanțelor stupefiante, între 2 și 4 zile. În România, anual mor aproape 4.000 de oameni în accidente de circulație și suntem pe primul loc atunci când vine vorba de accidente grave.